înviat. Ne bucurăm tare, tare mult să fim din nou împreună într-o matematică a unor zile de joi care se strâmbă astăzi și se mută într-o zi de marți. De ce spun asta? Spun asta pentru că dacă Dumnezeu este poetul perfect, atunci negreșit că vom recunoaște și vom mărturisi cu toții că poezia este lacrima sufletului rostită prin cuvânt, ia poezia fiind o zeificare a realității. Iar zilele de joi pe care ni le așeza în existență ca să ne tulbure starea sufletească și să ne înalțe prietenia, se întâmplă cam așa. Am fost odată pe pământ. Joi, 24 ianuarie 2013. După 511 zile, câștigă fără să ucizi. Joi, 19 iunie 2014. După o altă joi, la vreo 301 zile distanță, fotografia unui vis. Grandă joi, 16 aprilie 2015. Mi-a scăpat din această arhitectura lansărilor de carte, o ispravă la târgul Lăpuș în holul Casei de Cultură, care și aceea s-a întâmplat într-o zi de joi. Cred că această zi de marți n-are absolut nicio legătură, nicio conotație, nicio reverberație celestă decât cu neputința găsirii unui spațiu liber poi mâine, joi. Că dacă s-ar fi găsit un spațiu liber joi 12 mai 2016, precis că poi mâine ar fi fost la Erika Mara, am găsit următoarea exprimare. Poeții sunt soldați care eliberează cuvintele din închisorile definiție. Nu știu de ce neapărat, făcându-mi temele pentru această întâlnire, căci Iacob este teribil de exigent, așa de calm și zâmbitor, cum îl vedeți, așa de blânduc și de un om și zâmbitor, este caustic până la Dumnezeu și poate mai sus. Știm că Iacob, pe care acum de bună seamă că îl vom răstigni măcar pentru de trei ori câte 10 minute pe o cruce pe care bașo provoacă, bașo merită, banio sugerează. Și atunci îl vom asalta ba cu cuvinte de laudă, ba cu altele de că pe această cruce pe care zaci el răstignit acum în imperiul unei emoții extraordinare a realizat un fapt deosebit. Ne aduce din joia în care își aniversa ziua sa de naștere în 2013, ne aduce anual cu frecvența zilelor pe care vi le-am spus, 511, 301, 380, mai departe, aici, într-o întâlnire. Și nu-i puțin lucru. Într-o vreme în care nu prea ne vedem. Nu prea ne întâlnim. Într-un timp, unii spun revolut, alții nu. Contestă asta. Într-un moment al vieții noastre în care am avea mai degrabă nevoie de haiduci decât de poeți, are un talent Iacob ăsta nemaipomenit. Să ne cheme, să ne adune, să ne îmbrățișeze în această stare prietenească ieșită din comun. Și asta cred că este cea mai importantă poezie nescrisă a lui. Întâlnirea
noastră, cei câteva zeci care suntem astăzi aici și acum. Frumusețea cea mai importantă a acestei manifestări este starea noastră de filiație sentimentală către El. Căci dacă El este în stare să ne adune, înseamnă că parcursul existenței sale a avut cele două condiții esențiale. Un nume bun în fața noastră, a celor care suntem alături, și un renume important în fața lui Dumnezeu. Dacă vreți, schimbați asta. Un renume bun printre oameni și un bun nume în fața lui Dumnezeu. Eu sunt fericit că Iacob, și nu vă ascund că sunt aproape de el și cunosc prefacerile și am întețit focul creației și pentru asta chiar mă mândresc, nu vă ascund că e un premătător de credință și de sentiment. E un om care respiră ruș, galben, albastru, sau mă rog, albastru, galben, roșu, pentru că așa se așează titlul conform legii. Nu vă ascund că este un prieten extraordinar și nu vă mai ascund ceva. Că este cel care, jurând cu viața sa pentru viața noastră a tuturor, și-ar păstra necondiționat jurământul. Respectați și dragi prieteni, prefațatoarea cărții, doamna profesor doctor Valeria Viță. Că mi se va întâmpla acest lucru când îl voi citi pe Iacob Onica, nici pe departe. Însă am avut această reticență a ceea ce voi putea eu spune. Ceea ce voi putea eu spune despre un om care scrie cu foarte multă sinceritate, care a descoperit că sufletul său poate să se exprime de o așa manieră încât să fie împărtășit și celorlalți prin literatură. Mai întâi, a reușit să povestească, să relateze întreaga sa devenire, mă refer la prima parte, conștiința de sine, și-a expus-o cu multă sinceritate, cu multă rigoare, cu o memorie excepțională, o memorie deloc seacă, o memorie dublată de o sensibilitate cum rar întâlnești la un om de o formație, hai să-i spun, ca zonă oarecum, nu? Având în vedere profesiunea dumnealui, eu știu în ce măsură a fost cu adevărat ca zonă sau nu, spun și eu așa, ca un necunoscător al vieții în profesiunea dumnealui. Însă, consider că sensibilitatea aceasta a fost salvatoare pentru tot ceea ce a scris în continuare. Așa încât se anunța oarecum poetul Onica. Dragii mei, cartea aceasta este cea mai frumoasă dintre toate. Și spun asta cu convingere și cu multă prețuire. Este o carte atât de gingașă, atât de plăcută, atât de lipsită de pretenții academice și foarte sinceră. Mărturisesc că mi-a provocat reîntoarcerea în experiențele mele culturale, cel puțin în două aspecte, dacă nu în trei. În primul rând, în dorința dumnealui de a fi original ca poet, Iacob Onica și-a creat un stil oarecum monofrastic. Poemele sale spun totul dintr-o frază. Nu are strofe, nu are rime, nu are structura tradițională a poeziei, așa cum o cunoaștem noi de la școală, sau cei care facem poezie, care suntem creatori, avem un anume stil apropiat, mai mult sau mai puțin, de un anumit poet care ne este nouă drag sau afin. Iacob Onica
după ce că a demonstrat proiectul său extrem de consecvent de a deveni scriitor și iată, cu această pregnantă algoritmie ne aduce în fața celei de-a patra cărți, Iacob Boniga, așadar, își construiește stilul propriu să facă parte din acei aleși care să se bucure cu adevărat de aprecierile criticii literare din România. Vă mulțumesc! Mulțumim, doamne profesor, domnul Valeria Din. Aș putea, la ceea ce a spus doamna profesor, că este sufletul acela uluitor de nobil și de mare, ca și un cozonac uriaș de Paști, că nu-i chiar așa. Eu aș pune la îndoială inclusiv argintul acesta care ne-l prezintă. Dar dacă este un tânăr sub acoperire și chiar acum așa vopsit fără, era el, ne poți aștepta la orice. Doamnei Carmena Băințan, președintele Ligii Scriitorilor din Maramă. Domnul Boniga este un scriitor, chiar dacă s-a apucat târziu de scriitor, de am înțeles, încearcă să ajungă din urmă pe ceilalți care s-au apucat de scriitor din tineret. Pe lângă faptul că scrie o poezie atât de naturală, atât de frumoasă, atât de, pare atât de simplă și pare totul atât de facil în momentul în care o citești, ai senzația că îi cuvintele de la sine și dânsul mă ține creionul în mână și creionul scrie singur el, ideile toate cele mai frumoase idei. Dacă a venit alături de noi la Liga Scriitorilor, am câștigat un mare lucru. Merităm și meritați să primim învățături de la dumneavoastră. Mulțumesc și eu. Să grăiască și Ilia. Pentru că el mi este fantastic de drag pentru ceea ce face în ținutul dincolo de Someșul, care în curând va avea totuși un loc. Pe mine cel puțin m-a impresionat. Acum, poezia trebuie citită și trebuie citită mai ales cu sufletul. Eu de-abia aștept ca sâmbătă să ne vedem la Liga și să pun să ne citească de acolo din care îi place din sufletul. Oricum, să știți dumneavoastră că cel care se exprimă cu sufletul, acela caută și poezia. Vă mulțumesc! Iacob, cuvințește-te că te dau pe mâna nănașului. Nănașul e aici. Sterică Ghiran. Aselenizarea poetului spre lumea reală. Se spun haicurile blândului poet. Noi ne oprim la 82. Dar nimeni nu e în țara sa profet și nu înțeleg de ce ne chinești pe noi. Mulțumim că te-ai născut, că ai devenit celebru, dar puteai să fii avut și să fii puțin și mai integru. Poeta, sarcina rămâne. Le-a scrie mai departe, sperăm ca mâine sau pâine să scrii o carte după carte. Să ai titluri glorioase, cărți celebre cu spiori și câștigurile grase, apoi să treci la epigon. Le-a rostit Alina, fiica lui Iacob. Aș dori să mă opresc asupra unei poezii care mi-a dat de înțeles într-un mod cât se poate de clar felul în care omul nou, Iacob Boniga, percepe viața. Se numește Comoară. Am iubit frumosul ideal și mi-a fost fatal. Și apoi am descoperit că frumosul e un noi răsărit. Și l-am plivit. Ultima poezie din carte, Sunt incurabil, vine ca o mănușă pentru a-mi exprima mesajul de încheiere.
tati, rămâi un incurabil. Dragii mei iubitori de carte de poezie, e mai greu să iau acum cuvântul în fața dumneavoastră decât să scriu o poezie sau o poveste. Atunci sunt singur și cu trecerea timpului parcă nu mai am nimic de spus, ci doar de scris atât cât pot și cât știu. Simt că pot și nu vreau să vă înșel așteptările. Iubiri dintr-un sertar, un alt fel de sertar al sufletului meu, un alt fel de poezie. Nu-mi place să fiu comparat cu mine. Am în pregătire avansată două proiecte. Cum se spune azi, și sper să fie de succes. Mi-ar dori să-mi fiți alături și atunci când le voi lansa. În rest, să fim sănătoși și să ne iubim mai mult decât în spațiu. Mulțumesc!